Și dacă ne vedem așa, cu toate chestiile acestea întinse aici, înseamnă că avem un nou make-up declutter. Asta pentru că, da, s-au adunat ceva chestiuțe și aș vrea să fac curățenie în ele. Au cam trecut 3 luni de când am făcut ultima dată, doar că de data aceasta le voi face împărțite de diverse, cum avem aici, și paletele într-un video separat. Așa că hai să vă pun eu pe trepied și să intrăm la treabă, pentru că dulăpiorul, o să vă las câteva imagini, deja nu mai era încăpător pentru ele și am zis că, da, este musai loc de o curățenie. Bun, și v-am așezat așa și o să le iau mai pe rând, mai rapid, în fine, nici nu știu cu ce să încep, sincer, să fiu, dacă mă întrebați, nici nu știu cu ce să încep. Așa că, cel mai bine, cred că încep eu cu cutiuța aceasta, care este efectiv cea mai micuță și dacă aș reuși să nu dărâm, să nu zdrângă și să nu stric chestii pe aici, cred că ar fi și cel mai bine în această viață. Bun, aici am palețelele de față, care din start o să vă spun că rămân toate. Asta pentru că o am pe cea de la Catrice, aceasta Cheek Palette, care îmi place super mult, vine și cu oglindă, are așa 4 nuanțe, chiar e foarte, foarte, foarte faină și mi se pare că se potrivește pentru orice anotimp, așa că da, rămâne cu mine. Iluminatoarele vor rămâne acestea de la Gabrini, din Turcia le-am luat când am fost, are 3 nuanțe așa de iluminator, foarte, foarte faine și ele, vine și cu oglindă și cred că mai bine că vă arăt întâi paletele pentru că o să aibă sens după aia când o să vorbim la celelalte produse, pentru că deja unele produse pe care vreau să le scot le știu și da, aici sunt și eu. Și cea care rămâne cu mine, dar foarte mult nu o să mai rămână, este aceasta de la Oriflame. Și zic că foarte mult nu o să mai rămână, pentru că aici deja sunt la tăviță, la celelalte două produse mai am foarte puțin și ajung și la ele la tăviță. Este practic produsul care cred că a fost cel mai folosit anul acesta. Și bine, oricum la anul pe la început, prin aprilie, o să și expire. Așa că nu mai bine, îl mai folosesc până îi trece termenul, să spun așa, iar apoi o să văd eu cu ce îl înlocuiesc. Bun, aici am chestiile pe care le folosesc, crema aceasta de la Avon, așa cumva iluminatoare pe care o mai folosesc înainte de make-up. Crema cu protecție solară. Sincer să fiu, aceasta de la Oriflame nu-mi place atât de mult folosită pe sub make-up, dar mai are foarte puțin în ea, cred că 2-3 utilizări și o termin, așa că am să o las aici. Nu de alta, dar am rezerva și cu ocazia asta o să o scot eu și din cutie și am și un fir de păr, văd că a agățat. Pe cea de la Revox, care îmi place super mult, o ador, este foarte faină și ca bază de make-up și de când am descoperit-o pe ea și am folosit-o pe ea, sincer, nu prea am mai folosit bază de make-up, așa că, da, nu știu ce să zic. Apoi aici mai am și un fond de ten, acesta de la Giordani, este cel Pure Euphoria. Nu l-am folosit, de fapt nu, ba da, l-am folosit odată să văd dacă mi se potrivește nuanța și dacă îmi place și știu că a fost ok. Și îl am și pe cel de la The One, acesta Sync, care v-am mai spus eu, că dintre cele Sync, acesta cu roșu, cel clasic, îmi place super mult, cel cu verde nu. Și cu ocazia asta, da, l-am scos și pe el din cutiuță. Oricum o să mai așez eu produsele după ce fac curățenie. Momentan așa le las pe categorii. Bun. Ha, da, eu cu ce continui? Cam asta e întrebarea. Hai să continui cu partea aceasta unde am rujuri și rujulețe. Și întâi de toate am creionele de buze. Cele de la, Giordani Gold, cele de la Golden Rose, care îmi plac super mult, sunt foarte, foarte, foarte faine. Nu o să fac swatch-uri în clipul acesta, prin clipurile vechi găsiți swatch-uri la toate produsele acestea, așa că da, să mergem doar pe curățenie. Chiar la produsele acestea, la creioanele de buze, am clip cu ele și cu rujurile pe care le am de la Golden Rose. Da, rămân pentru că îmi plac efectiv toate. Și o să rămână și acesta, care vreau să văd ce perioadă are, 18 luni, ok, cred că încă ar mai fi cam vreo 2-3 luni, mai este în, să zic așa, garanție, în valabilitate, așa că o să-l mai țin și pe el pentru că îmi place super tare. Apoi, hai să intrăm pe rujurile astea de le am pe aici și cel mai bine le scot eu.
Unul care rămâne, dar sincer să fiu, o să mai folosesc de vreo două ori să-mi dau seama, este acesta Stay 8 ore mat de la Essence. Mie îmi place foarte mult, eu l-am mai avut în trecut, doar că mi-am luat puțin țeapă cu nuanța acesta Date Proof. Eu am avut în trecut Date Proof și încă unul mai rozaliu deschis. Și acum când l-am luat pe acesta, am crezut că acela era cel rozaliu deschis, dar nu, ăsta era rozaliu ăla mai aprins. El e fain, rezistă bine, doar că mi se pare puțin cam bold așa culoarea, cam aprinsă pentru mine, dar acum în perioada asta rece, sincer, îmi cam place, așa că de asta mai rămâne. Sigur rămâne și acesta de la Golden Rose Soft Matte, este o nuanță care îmi place, e foarte fain pe buze, este achiziționat acum în ultimele luni, așa că da. La fel o să rămână și acesta nude look. Pe el l-am luat, cred că în primăvară, pe la începutul anului primăvară, așa, da, e ok. Îl mai folosesc, îmi place nuanța, e nude-ul acela care e foarte fain, sinceră să fiu. Bine, foarte fain pentru mine, că na, poate alte persoane preferă alt tip de nude. Iarăși acesta de la Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick. Nu mai știu când, pe unele le-am luat din Turcia, pe unele le-am comandat la un moment dat, sincer eu, cred că astea a fost așa tot luată din Turcia, la fel, nuanța aceasta de rozaliu este cumva așa, nuanța mea definitorie. Bun, aceste patru produse. Acest luciu vinil gloss este super fain, foarte drăguț, îmi place la nebunie, doar că nu prea îl folosesc, sincer să fiu, foarte des, așa că mă gândeam să îl dau mai departe unei persoane care să-l și folosească, pentru că v-am spus, nu prea l-am folosit. L-am folosit de ceva ori la început, dar după aia nu prea l-am mai folosit. Nu știu, sincer, să fiu la el, o să mă mai gândesc, deci îl pun puțin la maybe. Apoi, un produs care o să plece sigur și asta pentru că aproape l-am terminat, dar i-a trecut și termenul de valabilitate, este acesta de la Golden Rose Lipping My Matte. Mi-a plăcut super mult, este foarte fain. Cu siguranță, dacă o să fie cazul și o să-l mai găsesc, o să mi-l recumpăr. Chiar m-am uitat când a fost acum ultima dată în Turcia, chiar mă uitasem după el, dar nu găsisem nuanța 05. Așa că da, fain, dar îi mulțumesc de colaborare pentru că este cam gata. Și tot cam gata este și acesta de la Catrice Matte Pro Ink. Tot la fel, un ruj care mi-a plăcut super mult și care cu siguranță atunci când o să mai vreau nuanța la el o să mă reîntorc și bine, să-l mai și găsesc. Dar, da, chiar merită și foarte, foarte fain. V-am spus, aproape l-am mai are, cred că, o utilizare, doar că i-a trecut și valabilitatea. Și mă uitam eu acum aici, Fresh Acai Berry, la acest balm, așa, liquid lip balm. Mai am, cred că, nu știu dacă mai am o utilizare, două, hai că să mai strâng ceva pe el. O să-l mai țin pentru o utilizare, două, asta pentru că termenul de valabilitate încă nu i-a trecut, doar că aproape l-am terminat, așa că aș vrea, dacă tot încă este ok, să-l folosesc până la ultima picătură. Bun, și hai să trecem, să iau tot rujurile. Aici, cred că am unul singur și l-am pe acesta Super Stay Matte Ink de la Maybelline, care îmi place super mult, este nuanța 180 Revolutionary. Eu am mai avut în trecut prima dată, acum ceva an bun, când au apărut aceste rujuri de la Maybelline. Mi-au plăcut super mult, așa că atunci când a fost vorba să îmi iau un ruj pentru nuntă, către el a mers. Deci către el a mers așa directamente să-i spun. Apoi, știu eu că ar fi cazul să mai fie un ruj pe aici, dar nu știu unde l-am pus. Și anume cel de la Sephora, pe care l-am luat de curând. Da, hai că vedem pe unde îl găsim și pe el. Bun, hai până atunci să le iau pe acestea de aici. Aici, îl am pe acesta Liquid Catsuit, da, de la zi mă, Wet n Wild, că nu-mi venea, dacă întorceam vedeam că și scrie pe spate, l-am luat din Turcia în vară, îmi place super mult, cu siguranță îl folosesc, așa că rămâne. Aici este cel de la Sinsay, care el este nefolosit, dar avea așa o etichetă pusă și întortocheată, de uite așa arată, sincer eu nu l-am folosit absolut deloc, l-am deschis cred că o singură dată să-l testez. Sincer, nu prea.
mă încântă pentru ce doream eu să-l mai aplic peste rujuri. Miroase și foarte fructat. Adică, mi se pare sincer să fiu mai mult de o adolescentă, o copilă care vrea să se dea cu luciu de buze. Așa că o să-l pun, sincer, să fiu mai departe. O să-l pun deoparte ca să-l dau mai departe. În schimb, unul care îmi place super mult este acesta de la Catrice, Volumizing Lip Booster. Este foarte fain, hidratează și buzele cumva. Am reușit să-l semi-înlocuiesc pe acesta. N-are același grad de hidratare cum îl are acesta, dar mă ajută și el. De așa de booster, nu știu, să zicem spainic, face așa o diferență foarte, foarte mare. Dar da, cum el se termină, el nu mai bine îi ține locul. Apoi, deci în continuare, nu știu unde este acel ruj de la Sephora. Cred că, dacă nu e aici, cred că este în dulap, dar vă arătam în holul de Black Friday că l-am luat. Ăla rămâne sigur, este rujul acela clasic, lip stain-ul de la Sephora, așa că da, el o să rămână că e proaspăt în cazul de nu-l găsim pe aici. Aici am trei rujuri din acestea baton și cred că sunt singurele rujuri baton pe care le mai am. Și îl am pe acesta de la Catrice, care de fapt ar fi un lip care, dar v-am mai spus eu că mă așteptam să aibă un efect așa și de balsam. Nu, n-are niciun efect, cel puțin la mine, de balsam de buze. În schimb, este un ruj foarte fain și îmi place și nuanța și se vede că l-am și folosit în prostie, sinceră să fiu, așa că da, o să-l păstrez. Apoi, îl am pe acesta de la Yves Rocher, de l-am primit cadou la o comandă. Este nuanța 15, satin. Este o nuanță. Un roșu-rozaliu, așa. Aș zice că nu prea este nuanța mea, pentru că nu prea este din, na, ce ați văzut celelalte rujuri. Doar că în perioada sărbătorilor îmi place să port și ceva în genul acesta. Așa că, sincer, și eu o să-l țin. Pentru că e singurul pe care l-am în această nuanță și știu sigur că în perioada aceasta o să mă apuce pe mine de amblalele că vreau ceva ruj mai spre roșu. Apoi, iarăși un ruj pe care o să-l mai țin asta pentru că îmi place foarte mult nuanța, la fel. Este un nude super fain și uneori mai am tendința să-l combin pe acesta cu acesta și se văd chiar foarte bine. Așa că da, o să mai rămână și el. Este cel de la The One, acesta cu căpăcel roz. E foarte ok că nu e de câteva luni l-am. Și iarăși ceva ce a intrat recent este acesta de la, cum îi spune, de la Revolution. Dar nu cred că văd eu nuanța aici. Matte Lipstick Rosy se numește. Este la fel. Nuanța mea, care îmi place super mult și este singurul ruj așa baton pe care îl mai am în nuanța aceasta. L-am primit pe tăviță, să spun așa, la nuntă, deci cu siguranță o să rămână și după aia cred că o să păstrez așa ambalajul pe post de amintire. Bun, ce mai am pe aici? Mai am un balsam de buze, cel de la Yves Rocher, rămâne cu siguranță, cred că nici nu este desfăcut, da, nici nu este desfăcut, așa că o să-l las să-l desfac atunci când mai termin din alte produse. Și da, uitându-mă acum, vinil gloss ăsta o să îl dau mai departe. Ah, bun, ce auziți acolo? Le tot pun eu în cutie. Apoi, da, bun. Hai să încep de aici. Aici sunt produsele pe care le folosesc efectiv în fiecare zi. Și 2 secunde să dau eu la o parte chestiile pe care le-am văzut deja. Bun, de aici am luat produsele. Și astea sunt produsele pe care le folosesc acum pe perioada asta în fiecare zi. Fondul de ten de la Giordani, care îmi place super mult, este cel Longwear Mineral Foundation SPF 15, nuanța ceva cu cool. Că așa, da, este ceva cu light ivory, de fapt. La mine e ori cu light ivory, ori cu ivory cool. Îmi place, din câte se vede, mai am puțin, îl termin și pe acesta. Iarăși un produs ce ar necesita el, să zic așa, cumva să îl cam dau la o parte să-l termin, pentru că s-a făcut aici, vedeți, în ultimul hal, dar îmi place super mult, încă își face treaba bine și, na, cred că într-o săptămână, două maxim, îl termin, îl golesc de tot și, sincer, să fiu cam asta mi-am propus, să văd cum e să ajungi efectiv la fundul pensulei acelea, pentru că în alte produse pe care le am tot așa de sprâncene, nu vezi chiar până jos dacă nu primele din acestea cu ambalajul transparent. Bun, balsamul de buze pe care îl folosesc aproape în fiecare seară este acesta de la Cicaplast. Îmi place super mult, desigur, rămâne.
Corectorul pe care l-am tot folosit, asta pentru că vreau să-l termin, este acesta de la Essence Skin Love Sensitive și din ce l-am văzut eu astăzi când m-am machiat, cred că două utilizări maxim și se termină. Este un corector care mie una îmi place foarte mult, asta pentru că îl folosesc doar ca să uniformizez nuanța și să am cumva o bază și pe pleoape și sub ochi pentru una pudră și partea de farduri. Dar pentru chestia asta de uniformizat nuanța este ok. Dacă vreți să acoperiți, aveți nevoie să acoperiți cearcăne sau alte chestii de genul acesta, nu, nu este, nu este, nu este bun în acest sens, pentru că este chiar foarte, foarte light. Dar pentru ceva light, da, chiar se potrivește. Bun, două mascara care sunt efectiv pe terminate. Sunt acestea două, cel de la Maybelline, cel Sky High, pe care l-am primit tot așa pe tăviță la nuntă. Chiar îmi doream să-l folosesc, să-l încerc și numai bine, uite, așa mi-a făcut o surpriză fără să știe și mi l-a luat ea. Îmi place super mult, v-am vorbit și în produsele lunii octombrie despre el, că a ajuns top favorit aproape. Și cel Double Trouble de la Essence. Și el este ok, dar vă povesteam eu acolo în video că necesită puțină răbdare cu pensula aceasta, dar sincer eu nu cred că o să-l mai recumpăr numai pentru faptul că stau și mă chinui puțin. Și le las eu să mai trag așa vreo două zile de ele, iar apoi le punem la terminate. Bun, hai să trecem în cutioiul acesta mare. Și în cutioiul acesta mare am multe chestii. Desigur, pentru că de ce nu? Hai să încep cu această cutiuță care este aici, cumva pe lângă, așa. Aici am balsamul de buze de la Carmex și pe el îl mai folosesc, își face treaba ok, doar că mă enervează efectiv gustul, deci nu-mi place, abia aștept să-l termin, dar nu-l arunc pentru că este ok, deci ca produs e ok, dacă trec peste gust. Și uite, acum mi-am dat seama că am rămas acolo cu ceva produse neterminate și anume, acest face styler de la The One este cel apărut anul acesta în nuanța, văd eu aici ce scrie, Sunkissed Pink. Nu, o să-l dau departe pentru că nu, și de fapt o să-l dau mai departe pentru că nu mă înțeleg cu genul acesta de produse cremă, n-am nicio treabă, deci gata, nu. A fost decizia finală, altul nici că mai iau. Iar aici am pudrele și am două din acestea de la The One, de la Color Trend, una de la The One și una de la Essence. Acestea două de la Color Trend rămân cu siguranță, sunt două pentru că sunt nuanțe diferite, ceana Neutral Light și Neutral Medium. Pe asta o folosesc acum în perioada asta mai rece și deși se vede așa, sincer, fiu mai rupțin și ajunge la tăviță, iar pe aceasta am luat-o la terminarea verii. Asta pentru că eram puțin mai închisă la ten și o să o las să o folosesc așa la vară. Sper eu că, da, are 24 de luni valabilitate. Este o pudră super faină, motiv pentru care o și vedeți în două nuanțe, să spun așa, la mine. Super faină pentru mine. Iarăși o pudră care e ok, mi-a plăcut. Am folosit-o o perioadă foarte lungă, doar că după aia ea e aproape de tăviță. Deci cred că dacă mai folosesc 2-3 ori, eu chiar ajunge la tăviță. Dar o să o scot, o să o arunc efectiv pentru că, nu știu, s-a făcut foarte nasoală, așa foarte făinoasă, când o pun pe față este făinoasă, e deschisă de mult timp, așa că na, ea cam trecut vremea, dar și către ele o să mă mai orientez pentru că o să fie cazul să-mi găsesc o pudră să o am pentru când o termin pe aceasta în nuanța deschisă, că na, cea nuanța închisă nu prea merge acum. Și iarăși o pudră care de plăcut mi-a plăcut, dar și ei a trecut termenul și a început să se facă foarte nașpețică, să zic așa, pe ten. Asta și din cauza mea, pentru că o am de foarte mult timp, cred că are cel puțin 2 ani de când e la mine, dacă nu mai bine, pentru că are 24 de luni valabilitate, dar na, băgați pensula în ea, bag pensula în ea, o pun pe ten și toate chestiile de genul și se face așa, pelicula se face urâtă, dar e o pudră care este cumpărat a doua oară sau a treia oară, deci și cu ea am fost ok, dar acum îi mulțumesc și gata, i-a trecut vremea și ei. Bun, și hai să revenim aici, că de aici plecasem. Bun, de aici plecasem, aici mai am corectoare, sunt neîncepute, asta pentru că am obișnuit să folosesc un corector maxim două, să le deschid în același timp, asta pentru a nu expira, a nu se strica și a nu rămâne cu ele, să zic așa, să le arunc nefolosite. Și l-am pe cel de la Giordani, care vine cu burețel din acesta și
el și, sincer, eu abia aștept să îl încerc și să văd cum este. E nuanța light, long lasting-ul de la zi, că nu vine de la Rimmel, long lasting, lasting de la Rimmel. Îmi place super mult, l-am mai avut de el, știu cum este și abia aștept să-l încep să-l folosesc chiar. Acesta de la The One, tot așa din gama Sync, l-am luat acum de curând când am luat și fondul de ten. Din gama Sync nu am mai folosit, așa, bine, cred că este și nou totuși, așa că sunt curioasă și de el, care e treaba cu el. Și l-am și pe acesta de la Maybelline Eraser, l-am luat când a fost la munte, cred că a fost o lună și ceva, două aproape. Nu l-am deschis pentru că am zis că vreau să îl termin întâi pe acesta și apoi să îl deschis să îl folosesc, așa că uite, nu mai bine, poate îl testăm prin clipuri în perioada asta, oricum, o să ne auzim cu el și despre el. Apoi aici, apropo de corectoare, am triourul acesta de la The One, care este în perfectă valabilitate, care este foarte ok de folosit. Eu cred că am folosit de 2-3 ori din el. Nu este pentru mine, sinceră să fiu. Nu întind mâna după el, nu îl folosesc, nu mă descurc dacă am nevoie, la ce am nevoie să acopăr cu fondul de ten și cu corectoarele pe care le am, așa că, sincer să fiu, o să-l dau mai departe, pentru că și ultima dată am zis că o să-l mai folosesc și nu l-am folosit absolut deloc de atunci până acum, așa că da, îi mulțumesc. Nu sunt eu foarte mult fană cu paletele astea corectoare, pentru că dacă am ceva, nu insist, musai să stau să corectez, să acopăr, îmi place să rămână în natural, am un coș acolo, asta e, este al meu, n-am ce să-i fac. Și apoi aici mai am produsul acesta de sprâncene de la Catrice, din colecția aceea Mineral Brow Powder, aceasta, care arată foarte ok, dar pe care încă nu l-am folosit pentru că folosesc altceva în timpul acesta, are 12 luni valabilitate, o să mai țin pentru că o să vreau să-l folosesc și dacă nu mă ating de el, cred că o să-l fac cadou, dar pentru moment rămâne că na, este neînceput. Asta pentru că la capitolul sprâncene îl folosesc, deci l-am terorizat pe acesta de la Catrice, îmi place super mult, v-am mai vorbit despre el, l-am văzut prin clipuri, da, mai am puțin și ajung la tăviță cu el, așa că o să văd. Trebuie să mă uit eu efectiv când l-am luat, că nu mai știu exact când l-am luat, dar oricum, o lună, două, cred că îl mai folosesc și apoi când se termină din nuanța aia o să îl înlocuiesc. Și mi l-am luat de curând și pe acesta de la The One, pe care n-am apucat încă să îl folosesc, deci uite, nu mai bine, poate îl testăm într-un video. Vă spuneam eu că am văzut că la el e ok să-l folosesc și umed și mi-a plăcut foarte mult ce mi-a făcut fata pe partea de machiaj la nuntă cu produs din acesta cu pensula umezită și am zis că vreau să am și eu unul să pot face chestia aceasta. O să vedem. Ne distrăm, testăm pe aici, vedem noi care e treaba. Bun. Cutiuța cu minuni. Și ca minune o să vedeți că nu o să spun de data asta, o dau mai departe că nu o folosesc. O păstrez pentru că o folosesc și am descoperit lucrul ăsta și că îmi place super mult. Vă spuneam că eu pe pose balsam de buze nu prea o foloseam pentru că trebuia să-mi bag degetul în ea. În continuare nu pot să zic că este acest lucru o plăcere, dar folosesc de regulă câte o spatulică. Chestia aceasta o mai folosesc de la unghii, să iau produs dinăuntru și să-mi aplic pe buze și cel mai mult, că de asta am început să o iubesc, de când îmi fac manicura cu gel, să-mi pun frumos pe cuticule. Deci atât de fain hidratează cuticulele, da, știu, toată lumea știa lucrurile acestea, eu am descoperit de curând, așa că da, rămâne, o iubesc, o ador. Aoleu, ce mai avem aici? Mai avem multe. Mai am două fonduri de ten care rămân și ar fi cazul să pot să, acum pot să trec din nou la ele să le folosesc. Cel de la Rimmel, Match Perfection și True Skin-ul de la Catrice. Nu prea le folosesem pentru că na, mai aveam bronzul de peste vară și nu mi se potriveau nuanțele. Acum că am revenit la culoarea tenului, chiar cred că după ce îl termin pe acesta o să le bag pe ele la folosit pentru că sunt deschise și aș vrea să le termin. Și iarăși un fond de ten care îmi place, sincer, și este fain și pentru călătorii, că este așa micuț și compact. 12 luni valabilitate, ok. Eu l-am deschis de curând și l-am folosit. Chiar mi-a plăcut ce treabă a făcut, așa că, da, o să rămân aici cu mine, de ce nu. În schimb, un produs care e aproape terminat, cred că mai are 2-3 utilizări, dar cred că e cam trecut termenul de valabilitate. Este acesta de la BB On Color.
de la Oriflame în nuanța light. Eu v-am mai vorbit despre el, îmi place super mult, l-am folosit și pe el, e ok, dar mai are 2-3 folosiri, dar nu mai țin, pentru că v-am spus, am impresia că ea cam trecut termenul, dacă nu mă înșel. Apoi, baza de make-up preferata mea, aceasta de la The One, aceasta verde, asta este recumpărată și este și nedesfăcut acest produs, asta pentru că în momentul când am recumpărat-o, deja foloseam asta de la Revox și, de fapt, deja foloseam, începusem să o folosesc pe asta, încă nu creasem să zic așa părerea despre ea, dar am început să o iubesc și să o ador, motiv pentru care ea a rămas nedesfăcută. Da, nu știu ce să fac cu ea, dacă o să o fac cuiva cadou sau o mai țin, nu știu, momentan rămâne și o să vedem ce direcție va lua. Cele trei mascara pe care le am sunt aici nedesfăcute, e acesta de la Catrice, preferatul meu, cel de la Essence, la fel, cel la și varianta waterproof, și acesta In Action de la Oriflame. O să desfac unul din ele imediat ce le termin pe astea și oricum o să la capitolul rimelului. Mă bucur că am început și am descoperit mascara care țin foarte bine și chiar dacă nu sunt waterproof, pentru că vă spuneam foarte mult, eu folosesc waterproof din cauza că îmi lăcrimează ochii și mereu cu cele care nu erau waterproof, că cea mai încercase și mai folosem se făceau nașpa, dar nu este waterproof și ține super bine și la fel mai descoperisem de curând tot la fel care nu sunt waterproof și țin bine. Așa că mă bucur că am început să găsesc și în acest sens. Am și eu un tuș de ochi. Nu știu de ce l-am, dar o să-l țin. Dar să-l am, dacă vreau să-mi iau și eu un tuș din ăsta, să-l am, să-l mai folosesc sau să-l pun să trag acolo o linie și peste să vin cu far. Nu știu, o să vedem că am așa niște idei de make-up-uri mai de iarnă. Vedem. Vedem ce facem cu el. Bun. Aici ce am? Am o nebunie aici, sinceră să fiu. Și hai să le separ. Ok, mascara de sprâncene și creion. Aici am creionul acesta de la Wet n Wild de sprâncene, care, sincer, și îmi place super mult. E așa cu vârf din acesta. Iar aici are pensulă și uite ce memorie bună am, că acum ultima dată când am plecat în călătorie, eu am uitat că am produsul ăsta. Și așa puțin loc mi-ar fi ocupat în portfard. Da, genial. Bravo, Anca! Bun, apoi mai am aici trei mascara de sprâncene, două sunt neîncepute. Acesta Make Me Brow de la Essence e nedesfăcut și cel de la The One. Îmi plac amândouă, le-am mai avut în trecut, sunt recumpărate, așa că da, cu siguranță rămân. Și iarăși un produs care îmi place, dar care nu știu ce mai caut aici, pentru că l-am terminat, cred că de pe la finalul lunii septembrie. Este acesta de la Catrice, volum Brow Mascara Waterproof, volum, nu știu cum îi spune că era eticheta pe el, în fine acesta cu Care Complex. Cu siguranță dacă îl mai găsesc și nu o să am alt produs, o să-l recumpăr, dar pentru moment chiar a fost ok, mi-a plăcut și nu simt nevoia să cumpăr, să mai cumpăr mascara de sprâncene, pentru că le am pe acestea, mai am un vizor unul de la Avonto transparent. Desigur, mai e puțin din el și dacă tot mai e puțin din el, vă arătam în haul-ul de Black Friday că mi l-am și recumpărat, pentru că nu, am spus, mi-a plăcut prea tare, prea mult. Bun, și ce încercam să ocolesc acolo, erau creioane din astea sticle, mai am și pe acestea, dar până acolo, știu, pensulă de sprâncene, am creioanele acestea de ochi, pe care astea au fost în Project Pen-ul de vară, da, apropo, și ăla, dacă nu v-a prins, a dispărut între timp, pentru că nu s-a mai întâmplat să le folosesc și așa. În fine, o să discutăm noi în alt video despre asta. Le am pe acestea două, cele două colorate de la Essence, nuanță de mov și nuanță de verde. Vreau eu să vă vala... ok, încă sunt în valabilitate. O să le scot din colecția mea, o să le testez să văd cum mai sunt și să le curăț și cred că o să le dau mai departe, cum la fel o să le dau mai departe și pe acestea două de la Avon, Power Stay, un maro și un negru, pentru că efectiv nu m-am atins de ele deloc, de la ultimul declutter până acum. Și nu de alta, dar mai am două creioane de ochi care vor rămâne cu mine și anume de la aceste produse duo. Aceste produse duo sunt cele care au apărut în vară de la The One și vă spun că am două, am unul așa, acesta este
maroniu, poate țin eu așa să-l și vedeți, e un maroniu mai închis, iar acesta este un burgundiu, care la fel îmi place super mult. Cei drept, da, sunt o idee mai grosuțe decât acelea, dar e ok, acum le folosesc eu și cât de mult le folosesc, iar în capătul celălalt au fard din acesta stick, acesta roze are burgundiu, este, să vă spun eu, și nuanța, dacă o și găsesc de sigur, ceva roze mat, nu cred că e aia nuanța, nu o găsesc, sinceră să fiu. Eyeshadow Pencil Duo, deci cred că dacă o vedeți voi aici în locul meu, uite-o, roze, e bine. Iar celălalt v-am arătat, are creionul maro, iar în partea asta are un fard așa șampanie. Bun, și el este nuanța, hai să vedem, cred că mai repede o văd pe cameră, sincer să fiu, decât acolo. Champagne, fix așa se numește. Iar pe lângă ele mai am încă patru. Trei de la Avon și unul de la Oriflame. Cel de la Oriflame este cel în nuanța Cool Sand, pe care l-am folosit și răsfolosit până acum, îl folosesc de ani de zile de când a apărut acest produs la Oriflame, este deja, nu mai știu, la al treilea sau al patrulea ambalaj. I-am mai schimbat denumirea la nuanță, dar tot pe acolo rămâne așa mai șampanie. Între acestea și acestea, sinceră să fiu, mult mai faine sunt astea. Și pot să vă spun chestia asta sincer și una pe inimă. Eu când au apărut acestea am fost super încântată de ele și am așteptam să fie ca acestea, mai moi, mai cremoase, dar nu, sunt o idee mai dure, dar de ținut țin și ele chiar foarte bine, adică cel puțin dacă nu erau temperaturi de 30 cu mult plus de grade să transpir, să ți se scurgă fața acolo, chiar n-au ținut, sincer să fiu, dar la temperaturi ok și decente mi-au ținut, v-am spus, la caniculă nu. Dar comparativ și pentru cum le folosesc eu sub farduri, ăsta. Bun, și apoi le mai am pe cele de la Avon, pe care tot așa unul aveam și două le-am luat în vară, pentru că, hei, mi-am dorit să le folosesc și ce credeți, nu prea le-am folosit. Dar de plăcut îmi plac, sunt foarte ok și fac treaba bine. La fel, sunt o idee mai tari, nu sunt cremoase, sunt cumva cam ca acestea de la Oriflame, nu ca cel... de este preferatul meu și am în trei nuanțe, unul roz în nuanța Blushing Pink, care îmi place super mult și pe care îl folosesc foarte mult pentru că, hei, folosesc fardul roz extrem de mult, așa că rămâne, și mai am încă două în nuanță de bronzy, Bronze Sugar, este așa un bronz pe care, sincer să fiu, se vede clar că nu prea l-am folosit, cred că l-am folosit tot dat sau de două ori și apoi nu. Și îl mai am pe acesta în nuanța Everyday Beige, care, sincer, sunt niște spray, nu știu ce să zic, uneori îmi place, uneori... Ok, bun, pe el o să-l mai păstrez, sincer să fiu, că este mai apropiat de pentru chestii Rosalie, când s-a terminat acela, dar pe acesta bronz o să-l dau pentru că nu, chiar nu l-am folosit, iar la chestii când vreau să folosesc fardul nude, cu siguranță îl folosesc pe cel sand, nu pe acesta. Bun, și am făcut o curățenie și la creioane. Mai avem aici. Bun, hai să rezolvăm, că aici, sincer să fiu, vă spun eu că se rezolvă mai ok. Am întâi acesta Blushing Heart de la Revolution, care rămâne. Este un blush pe care îl folosesc și pe post de blush, pe post de iluminator. La fel, și el era pe tăviță la nuntă, așa că este și sentimentală treaba. Apoi, Physician Formula, Butter Bronzer, cât l-am căutat, cât mi l-am dorit, mă bucur că îmi place și că ne înțelegem, rămâne cu siguranță. Blushul acesta de la Avon, 3D Matte Blush, mai îmi place, dar mai nu știu sincer să fiu dacă să îl țin sau nu. Asta pentru că îl și desfac foarte greu, nu mai chinui să-l desfac și nu prea este chiar 100% nuanța mea, deci sincer să fiu, cred că o să-l dau. Apoi, perluțele acestea, Coffee. Băi, deci pe ele, sincer să fiu, cred că le țin numai așa de design și să mă uit la ele. Hai că miros ok încă, pentru că de folosit, nu știu dacă le-am folosit o dată, hai că e bine că încă sunt în valabilitate, la asta mă uitam. Deci da, rămân și sincer și o să mă forțez să le folosesc. Dar acestea de la Giordani, sincer și eu, nu o să rămână, pentru că nu, oricât aș încerca eu, nu prea sunt fană perle, sincer vă spun.
Așa arată ele. Ele arată foarte bine, sunt foarte faine, se aplică foarte fain pe ten, dar nu sunt fană perle. Nu știu ce a fost încă. Aba, cred că știu, că pe ele cred că le-am luat să înlocuiesc o taxă. Da, ok. Bun, le mulțumesc. Apoi, rămâne cu siguranță acest iluminator de la Kiko pe care, deși nu l-am folosit eu foarte mult, îl ador. Arată super bisim și da, vreau să mă forțez să mai folosesc din el și poate nu-l forțez eu să intre acolo dacă nu intră. Apoi, iarăși rămâne cu siguranță blush-ul acesta de la Kiko, care și el îmi place super mult. Eu produsele de la Kiko mi le-am luat când am fost în Italia anul acesta, așa că de acolo sunt luate. N-aș ști să vă zic pe ce site-uri și cum le găsiți. Le-am văzut și la noi pe câteva site-uri produse de la Kiko, dar sunt colecțiile... Cred că prima dată mi-am luat ceva din colecțiile alea acum 6 ani, dacă nu mă înșel. Adică nu sunt chestii noi, nu sunt noutățile care apar la ei, așa că dacă ajung prin țări în care găsesc Kiko, prefer să intru în magazin și să-mi iau ceva produse. Ăsta, da, este un blush pe placul meu, îmi place super mult. Este mat, dar nicio problemă, că punem puțin iluminator și îl facem. Asta îmi place, produsele astea pot să le folosesc așa și împreună și să creez efecte diferite. Apoi, mai am aici 3 produse. Care? Hai să o luăm pe rând. Întâi de toate, acest iluminator de la Catrice, care este foarte fain, este superb, dar pe care, sinceră să fiu, cred că o să îl dau. Asta pentru că am palețica de la Gabrini. Am iarăși paleta asta de la Catrice, deci sincer să fiu, deja sunt destule, așa că prefer să-l dau altcuiva să se bucure de el. Eu când zic că le dau, le dau către prietene, membrii ai familiei, deci în direcția asta pleacă. Apoi, un produs care vă spuneam eu când l-am luat, că nu mai știam dacă l-am avut sau nu și dacă l-am avut, de ce nu-l mai am. Este foarte simplu, de avut l-am mai avut. Este paleta de contur de la Wet n Wild, Dolce de Lece, foarte populară, nebunise netul cu ea la un moment dat cu ceva ani buni. Da, am avut-o și atunci, pentru că mi-am adus aminte după aia că am găsit-o în Estonia, de mi-am luat-o, chiar mi-o luasem într-un set și cu porfard. De ce nu mai am? Este prea galbenă pentru mine. Da, deci nu se potrivește absolut deloc tenului meu. Mi-am adus aminte când am folosit-o prima dată, a fost și singura utilizare a acestei paletuțe, așa că o voi da cuiva să se bucure de ea, pentru că de bună e bună, dar mi-am adus aminte, v-am spus, de ce n-am folosit-o. Bun, și iarăși un produs pe care, sincer să fiu, cred că o să-l dau. Este acesta lighter skin de la Essence. De plăcut îmi place, dar nu știu ce să fac, pentru că eu partea asta nu o folosesc absolut deloc, o folosesc doar pasta. Și sinceră să fiu, mă credeți că de când îl am pe ăsta, de la Physician Formula, nu prea m-am mai atins de ăsta. Deci da, chiar nu știu ce să zic, că de plăcut îmi place, e un produs super, super bun. Hai că o să-l mai țin, dacă îl dau pe ăsta de la Wet n Wild și blush așa, hai că o să-l mai țin pe ăla. Văd eu ce fac cu partea asta, dar de folosit pe aceasta o folosesc pentru că de ea îmi place super, super tare. Dar și mai fug așa în lateral să pun produsele. Bun, și am terminat și cu asta și sperăm eu că nu o să dureze mult clipurile astea, dar ce credeți? Văd că durează. Bun, partea de unghii. Partea de unghii unde nu o să insist foarte mult, că mai am și alte chestii, am pile, pensete, am chestia aceasta de curățat... Desigur, era zi vopseaua, cum îi spune, mă, hoja, care este super bună și m-am înțeles foarte, foarte bine cu ea, dar dacă am construcție, nu o mai folosesc, așa cred că o să o dau mamei mele, că ea mai folosește hoja clasică și cred eu că o să ajute pe aici, pe acolo, mai ales că ea nu-și depășește foarte mult. Bun, iarăși un produs pe care cred că o să-l dau ei, o să întreb sincer să dacă îl folosește, dacă nu, asta este acest spray cu uscare rapidă de la Avon, foarte bun, eu l-am folosit mereu pe ojă când îmi aplicam, din an în paște așa, dar mereu îl foloseam, la fel și el o să plece. Acetona, e așa una micuțe, micuțe de la Julia, o să mai țin pentru că o mai folosesc și la alte chestii, nu doar la ojă, când am nevoie să cură sau ceva. Nu întrebați, la gunoi, nu știu, deci nu știu. Bun,
Apoi, ce am aici? Am partea de tratament și chestii de genul acesta. Ăsta de la The One, o să întreb pe ea dacă îl folosește, știu că îmi dau oricum mai e cam jumătate din el și în vreo 2 luni așa expiră. Foarte bun, foarte fain. Știți că vi l-am lăudat de 500 de mii de ori, dar acum, na, cum nu-l mai folosesc și peste o lună, două expiră, o să-l dau mai departe. Iarăși, un produs care îmi place, nu este chiar la nivelul ăsta. Asta e varianta veche, asta e varianta mai nouă, dar este bun și el. O să întreb pe mama mea dacă îl vrea, dacă nu, o să-l dau unei prietene. Și îl mai am pe acesta de la Evelyn, care aș vrea eu să văd dacă scrie când expiră pe el, dacă scrie ceva, 12 luni de la deschidere. Sincer, sigur o să-l arunc direct, nu o să-l dau mai departe, nu mai știu exact când l-am luat, dar știu că nu mi-a plăcut absolut deloc. Deci este foarte lăudat, dar mie una nu mi-a plăcut. Asta e, nu m-am înțeles cu el. M-a făcut să mă întorc tot la acesta. Bine, am vrut să-l înlocuiesc pe acesta că nu se mai găsea în catalog, pentru că au schimbat totul, dar nu. Sorry. Deci mie chiar nu mi-a plăcut, nu mi-a făcut nimic acesta de la Evelyn. Apoi, să zic că nu știu pe aici cum l-am amestecat, mai am și eu 3 oje în această viață. 3 oje cunosc pe lume, pe care, sincer, sigur o să le dau, pentru că, repet, nu le mai folosesc și a se vedea apropierea de nuanță, pentru că practic am avut până acum pe unghii nuanțele pe care eu le foloseam. Și o am pe aceasta de la Catrice, care este ok, cred că am folosit-o singură dată sau nu am folosit-o deloc, așa că o să o dăm. O am pe aceasta mică de la un caler așa foarte drăguță, care expiră în a 6-a 2024, o să o dau și pe ea. Și o mai am și pe aceasta, care la fel, maronie, o să o dau și pe ea, pentru că, hei, nu le folosesc. Bun, și hai să pun eu puțin cutiuța cu tot ce a ieșit din colecție să vă arăt. Bun, și cam acestea sunt produsele scoase. Aici avem partea de dat, toate cele care vorbeam, creioanele de ochi, astea de buze, cele de unghii, tot ce v-am arătat că o să dau. Iar aici am partea de terminate aruncat. Practic, cred că o să mai vorbim despre ele și în produse terminate, pentru cine nu se uită aici, mai ales despre astea și acestea. Plus că până atunci o să mai termin și din mascara, corector, fond de ten. În fine, o să mai termine din ele. Bun, și cam acesta a fost declutter în partea aceasta de toate produsele, cu excepția paletelor de farduri. Cu paletele de farduri ne auzim în alt video, așa că eu sper că v-a plăcut acest video, că v-a motivat să vă faceți și voi curățenie prin ele. Dacă aveți mai multe decât este cazul, dacă aveți strictul necesar, felicitările mele și vă invidiez. Eu vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!